Platoul Piața Amzei, magnet pentru bucureșteni în acest weekend. Îndemnați și de vremea frumoasă, oamenii s-au înghesuit la bunătățile oferite la târgul de produse tradiționale. Sârmăluțele cu mămăliguță, friptura la grătar, mititeii, borșul de potroace sunt doar câteva dintre bucatele care au înmirezmat zona Piața Amzei și au atras pofticioșii. Pe platoul Piața Amzei încercăm din 24 septembrie, de când am deschis, să îmbinăm modernul cu tradiția. Nu numai din punct de vedere al ținutelor, ci și din punct de vedere al alimentației. Mă bucur să văd că în centrul Bucureștiului încă mai sunt români care ne prezintă arta culinară și tradițiile specifice și renumite românești. Aici, pe platou, în Piața Amzei, încercăm să ridicăm gastronomia românească, să aducem aminte de sarmalele oltenești, cum le lucra bunica acum 100 de ani. Aceste sarmale oltenești sunt făcute după rețeta bunicii mele. Pentru români, tradiția culinară este foarte importantă. Tocmai de aceea v-am pregătit o plăcintă cu brânză dulce și stafide, o plăcintă cu dovleac, o plăcintă cu măr.